Șomuzul Prăutești a câștigat meciul contra Moldovei Drăgușeni prin golurile înscrise de Gheorghe, Beclea și Vasiliu. Scorul penultime etape din sezonul regulat a fost reușit de Siretul Dolhasca, care a trecut de recolta Fântânele cu 7-1 prin reușitele semnate de Apostol, 2, Gherasim, Irimia, Homneac, Ferariu și Ciobanu. Liderul juniorul Suceava a câștigat la Frătăuții Vechi cu 5-1 prin golurile înscrise de Cerlincă, 2, George Tomescu, Ieșan și Radu Tomescu. O victorie identică a obținut și Viitorul Liteni, care a învins Concordia Grămești prin reușitele lui Gheorghiță, 2, Dumitraș, Zamă plus un autogol. În epilogul etapei a 17-a, Rarăul Câmpul Moldovenesc s-a impus în fața vecinilor de la Victoria Vatra Moldoviței cu scorul de 2-0 prin golurile lui Costan și Timiș. La finalul sezonului regulat, punctele se vor înjumătăți, urmând ca primele 4 clasate să se califice în play-off, iar ultimele 6 să participe în play-out. Echipa care se va impune în ediția de campionat 2021-2022 a Ligii a 4-a Sucevene va întâlni la barajul de promovare în dublă manșă pe 18 și 25 iunie campioana județului Neamț.